Salut! În episodul de astăzi voi vorbi despre semnele problemelor hepatice care pot ajuta la prevenirea consecințelor periculoase. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Ficatul este cel mai mare organ intern al corpului. Acesta îndeplinește multe funcții esențiale, inclusiv neutralizează substanțele străine, elimină excesul de hormoni, depozitează rezerva de energie și vitamine. La fel, are un rol important în hematopoieză și multe altele. Prin urmare, bolile ficatului afectează întregul organism. Organul este lipsit de receptorii de durere, de aceea problemele se desfășoară fără dureri pronunțate. Persoana simte durere doar atunci când ficatul s-a mărit considerabil, de aceea este important să atragem atenția la orice simptome alarmante. Un ficat sănătos este baza unei vieți sănătoase, motiv pentru care este esențial să băgăm în seamă simptomele inițiale ale bolilor hepatice și să le tratăm la timp. Semne ale problemelor hepatice. Majoritatea patologiilor hepatice apar fără nicio manifestare vizibilă și pot fi diagnosticate doar prin analize de laborator. Dacă există o predispoziție la problemele hepatice sau alți factori care pot provoca dezvoltarea lor, atunci este recomandat să treceți niște controle periodice. Atunci se dezvoltă boala hepatică. Este foarte important să atrageți atenția la simptome din timp. Până și cele mai mici anomalii nu trebuie ignorate. Pentru a face acest lucru, este important să știți ce semne pot indica probleme hepatice. Mâncărimi ale pielei, exfoliere. Celulele hepatice produc în mod activ bila, care este direct implicată în procesele digestive în cadrul sistemului digestiv. După digestie, în ficat, bila se îndreaptă prin canale speciale către vezica biliară. De aceea, în cazul unei cele mai mici probleme, bila începe să se acumuleze și se oprește acolo, ceea ce duce la stagnare. Ulterior, acești factori provoacă mâncărimi și exfoliere ale pielei. Uneori pot apărea senzații dureroase. O problemă de acest gen reprezintă un indiciu că ficatul este supraîncărcat sau are o acumulare mare de acizi biliari în țesuturile organului. Mâncărimea legată de problemele hepatice pot fi localizate la tălpile picioarelor, palmele mâinilor și alte părți ale corpului. Merită de remarcat faptul că acest simptom devine mai accentuat atunci când organismul se încălzește, de exemplu după ce faci un duș fierbinte. Modificări ale pielei. Alte manifestări cutanate tipice includ erupțiile hemoragice, depozite de colesterol, vânătăi sub formă de plăci galbene pe mâini, coate, picioare și pleoape. În cazul bolilor hepatice pe termen lung, există modificări caracteristice în eritemul palmar. Poate apărea înroșirea simetrică a pielei în zona degetului mare și degetului mic, iar atunci când apăsați pielea devine palidă, apoi revine la culoarea anterioară. Călcâie crăpate. Ficatul trebuie să producă bila care ajută organismul să se satureze cu acești acizi grași, precum vitaminele E, C, A și B3. Aceste vitamine sunt esențiale pentru a menține pielea tonifiată. În cazul în care ficatul nu funcționează corect sau rău, bila este produsă în cantitate insuficientă. Drept consecință, organismul nu primește substanțele necesare. Din acest motiv, pielea devine uscată. Dacă nu se corectează la timp problema, atunci poate duce la complicații, motiv pentru care este necesar să faceți ajustări ale regimului alimentar și apă. Este mai bine să îmbogățiți alimentația cu legume, verdeață, fructe de pădure și terci de făină integrală. Umflături. Problemele hepatice pot duce la probleme renale și ale vaselor de sânge, duce la stagnarea apei și acumularea de sare și țesutul subcutanat. Acest lucru se exprimă prin apariția unor edeme punciforme, în special la nivelul picioarelor. Căderea părului. Deseori boala hepatică poate duce la pierderea accelerată a părului. Ficatul prelucrează practic toate substanțele nutritive. Dacă funcția hepatică are de suferit, atunci suferă și aprovizionarea organismului cu materialele necesare pentru țesuturile în creștere. De aceea rănele se vindecă mai greu, iar părul cade mai repede.
transpirația crescută. Dacă concentrația de compuși nocivi în celulele hepatice sunt ridicate, atunci organul începe să lucreze într-un ritm crescut. Din cauza asta apare transpirația, crește temperatura corporală. Senzația constantă de oboseală. Dacă în țesutul hepatic s-a acumulat o cantitate mare de substanțe nocive, atunci ficatul este obligat să lucreze mai mult pentru a le curăța, ceea ce provoacă oboseala severă. Oboseala nu dispare chiar și după ce ați dormit bine. Este deosebit de important în cazul în care persoana nu este supusă unui efort fizic și nu suferă de stres. Toxinele și deșeurile atunci când se acumulează în organism provoacă încetinirea funcționării tractului gastrointestinal și proceselor digestive. Pentru ca celulele să furnizeze energie în organism, trebuie să ajungă nutrienți și vitamine. Atunci când digestia încetinește, persoana devine obosită, nu doarme suficient și nu are chef de nimic. Când există probleme hepatice, ficatul nu face o treabă bună în ceea ce privește curățarea sângelui. Din cauza asta, toate organele suferă, duc lipsă de oxigen, care la rândul său reduce semnificativ productivitatea. Deseori apar probleme de somn. Atunci când există concentrații mari de substanțe nocive în organism, se accelerează producția crescută a hormonului cortizol, care controlează somnul și afectează procesul de adormire. Problemele constante de somn pot crea multe probleme, scade concentrația, apare dispoziția depresivă și apatia. Febră. Febra mare este de obicei un simptom al unui proces inflamator activ la nivelul vezicii biliare sau canalelor hepatice. Persoanele cu dureri persistente în zona ficatului au deseori o febră ușoară de 37,8 grade. Uneori, la ciroză, termometrul poate arăta până la 38 de grade, uneori fluctuând pe parcursul zilei și deseori seara. Febra uneori este însoțită de boli cum ar fi colecistica acută, pulmonita, hepatita acută, ciroza activă, absces hepatic. Respirația urât-mirositoare. Mirosul urât din gură deseori apare atunci când ficatul începe să lucreze din răsputeri, pentru a face tot ce stă în putință pentru a curăța și detoxifia compușii din organism. Icter. Icterul este cauzat de afectarea ficatului. Se dezvoltă treptat pe o perioadă lungă de timp, încât pacientul nici măcar nu observă asta. În primul rând, se îngălbenește palatul moale, partea inferioară a limbii, mai târziu palmele mâinilor, tălpile picioarelor, apoi se îngălbenește toată pielea. Mărirea abdomenului. Aproape toate bolile hepatice sunt însoțite de o creștere a dimensiunii sale. În cazul hipertensiunii arteriale, împreună cu ficatul, se mărește și splina. La pacienții slabi apare asimetria abdomenului cu umflarea proeminentă a ficatului mărit. Flatulenta este cauzată de problemele digestive. La hipertensiune arterială are loc acumularea de lichide în cavitatea abdominală, până la câțiva litri chiar. Vene de păianjen. Apariția venelor de păianjen pe corp este unul dintre primele semne care indică faptul că în celulele organelor există cantități mari de estrogen. Dacă acest component există în cantități mari în organism, atunci acesta are un impact negativ asupra sistemului vascular. Unele vase de pe piele se pot mări de la 2 până la 5 mm. Drept urmare, ele devin mai pronunțate și mai vizibile. Venele de păianjen pot apărea pe mâini, picioare, spate și gât. Pete roșii pe corp. În cazul în care există o problemă hepatică gravă, atunci pe corp apar multe pete roșii sau maro. Erupția poate ajunge până la picioare. Punctele variază, de la mici la plăci mari. Ele apar din cauza deteriorării vaselor de sânge și afectarea circulației. Anume, în părțile inferioare ale picioarelor apar primele semne ale problemelor circulatorii. Dispepsie. La boala hepatică pot apărea afecțiuni dispeptice sub formă de eructații, greață, vărsături, diaree, constipație, greață după mese, la fel balonare din cauza flatulentei excesive. Din cauza afectării digestiei și absorbției grăsimilor apar modificări în scaun. Orice boală hepatică este de obicei însoțită de o modificare a peristaltismului și secreția glandelor intestinale. Animale, păsări, pești, insecte, plante, vrei să afli cum își trăiesc viața și cum îți pot fi ție de folos? Intră pe canalul Red Zebra, linkul este în descriere.
Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în episodul următor. De asemenea, distribuiți videoclipul cu cei dragi. Pe curând!